Hai să-ți arăt muzeonul. Adică un muzeu? Nu. Muzeonul nu este un muzeu. Este o jertfă. De fapt, acest spațiu a putut intra într-o utopie și într-o dorință extraordinară de a-l concretiza. Plec de la ideea de utopie pentru că, student fiind, una dintre lecturile mele se numea Culoarea viselor mele a lui Miro. Descrie pe care făcea Miro de plimba prin atelierele sale. Iar lucrările și simbolurile sale îi făceau din când în când un semn. Și el se oprea, dialoga cu lucrarea, îi schimba, îi punea un punct, un contrapunct, pleca, se ducea în alt atelier, în alt spațiu. Deci era ca un fel de labirint. Deci acest lucru m-a marcat și mi-a propus un drum care e echivalentul unei ctitorii. Acest drum a fost ca o întoarcere spre sine. Deci acest spațiu, dincolo de semnificația lui, care poate fi și muzeală, pentru mine este ca un veșmânt. Este un mod, într-un fel, de a da o semnificație imaginii mele cu mine însumi. Deci este o problemă, dacă vreți, lăuntrică. Mi-am propus să locuiesc într-o sculptură, să pot să creez, să fiu înconjurat de o sculptură. Fiind într-o sculptură, eu însumi devin un element al său. Auzi? Parcă cineva a vorbit. Este el. Artistul. Simon Nestuire.
Ea cine e? Nu le-ai văzut la început? Sunt chimere. Și printre ele se plimbă el. Adică artistul? Da. S-ar putea să ai dreptate. Dar acum el nu este aici. Cum nu este? Eu îl văd, este în fiecare lucru, în fiecare firită. Uite-l, este peste tot, fiindcă dacă nu ar fi, n-ar exista nici timp, nici spațiu, nici materie, iar lumea ar fi doar un vis. Încerc să lucrez nu cu ustensilele tradiționale, cu culori, cu pensuri, încerc să lucrez cu memoria lucrurilor. Memoria lucrurilor devine, practic, substanța lucrării. Lucrarea transcende, e dincolo de culori sau, practic, de gestul artistic. Ea însăși devine o temelie, devine un fel de matrice. Este ca și cum aș lua arhetipurile aparținând unor civilizații ancestrale, le aduc în contemporaneitate și creez cu ele această imagine care să lase o ușă întredeschisă între tradiție și contemporaneitate, între finit și nefinit. Auzi? Parcă cineva a vorbit. Este el, artistul. Știi, biblioteca din Alexandria nu a ars. Cum? Nu-ți mai amintești vulvătaia? Și nimeni nu a venit cu aripă de înger să oprească scânteia. Și cărțile ardeau. Eu le-am văzut arzând. Le-ai visat arzând. A fost un coșmar. Biblioteca din Alexandria nu a ars. Cum să ardă cărțile citite? Uite aici câți oameni și-au luat cărțile în mintea lor, cum se hrănesc cu cuvinte și chipurile și trupurile lor devin mai frumoase.
Locul ăsta nu sunt cărți, sunt doar pietre și totul este dur. Timpul nu poate fi pipăit, trecutul pare că nu există, viitorul nu poate fi imaginat. Te-am adus în muzeon, unde credeam că-s vârfuri de lumină și nu am dat decât de spații de singurătate. M-ai adus unde sunt cărți, semne și cuvinte. M-ai adus bine. Cuvintele au apărut la marginea mării, au înflorit în argila umedă, au fost purtate de vânturile nebune în mijlocul mărilor, unde au creat niște temple. Aceste temple au fost preluate de către valuri, iar valurile au dus templele mai departe, într-o lume, de fapt, care transcendea și ideea de mare, probabil în cosmos, în univers. Este un spațiu în care simt nevoia să mă eliberez, simt nevoia să mă refugiez.
Am visat un loc unde totul ar fi trebuit să fie sfere. Și sunt. Totul ar fi trebuit să fie linii. Și sunt. Totul ar fi trebuit să fie cerc sau romb subțire. Și sunt. Totul ar fi trebuit să fie sfere, linii, cercuri. Dar n-a fost așa. Am să-ți povestesc legende, 3 la număr. Sunt legendele meșterului. Sunt frumoase? Nu. Prima legendă. Meșterul imploră cerul să nu-i vină soața cu merinde, ca să nu o zidească în sfânta, nesfântă mănăstire. Dar ea vine. Vine pe furtună, pe ploaie, pe grindină. Vine și, fiind la soroc, îi naște acolo lângă ziduri un prunc. Meșterul o zidește și lasă un singur loc, un gol pentru sânul femeii, ca pruncul să aibă lapte. Și acum există pe ziduri laptele uscat printre frește. Unde? Într-o țară îndepărtată. Îmi spui și a doua legendă? Nu acum. Acum doar trebuie să privim. Thank you.
A doua legendă. Meșterul s-a zidit singur și mănăstirea s-a înălțat până la ultima suflare a sa și a devenit muzeon. Adică aici, unde te-am adus eu. În a treia legendă, cine s-a zidit? Nu s-a zidit nimeni. Toate femeile au fost întoarse de furtună, de grindină, de viscol, toate. Doar una singură a ajuns. Mamă, a întrebat meșterul, de ce ai venit? Păi cum să nu vin să-ți aduc merinde și apoi să pui capul în poala mea? Cui fi obosit atâta lucrare? Mamă, nu trebuia să vii. Și n-a zidit-o. Cum să faci mănăstire din trupul care te-a zămislit? A doua zi, mănăstirea s-a surpat. Și așa a rămas până azi. Unde? Într-o țară îndepărtată. Acum unde suntem? Tot în muzeon. Un loc unde Himera ia locul artistului. Uite câte ferestre. Dacă mă aplec pe jumătate în afară, jumătate înăuntru, am sentimentul că aici, unde m-ai adus, este un loc unde timpul pierdut poate fi regăsit. Un loc al memoriei. Privesc, îmi amintesc, nimic nu mi-aparține, totul este calm și totuși nimic nu mi-e străin. Încep să recunosc obiecte, poate au fost chiar ale mele. Mă simt ca atunci când eram tânără, atât de tânără, că nici nu mă știam bine. Nu știam nici luna, nici ora, nici anul în care mă născusem.
Singura virtute acestui loc este tinerețea. Dar cât durează? Și noi, cât durăm noi înșine? Tinerețea se renoiește prin alte generații, dar nu pentru noi. Și noi, cât o să tot venim în muzeon să credem că suntem tineri, când nu vom mai fi tineri niciodată. Viața omului este un proiect. Deci eu mă proiectez plecând de la această construcție, care nu face decât să-mi ocrotească creația și în același timp să o cheme pe cea din exterior. Auzi? Parcă cineva a vorbit. Este el. Artistul. Mi-am amintit a patra legendă, cu cel mai greu sacrificiu. Meșterul s-a zidit odată, apoi peste timp se va zidi și fiul său, și fiul fiului său. Doar așa, muzeonul va sta mândru ca o catedrală. În muzeon, chimera ia tot timpul locul artistului. Da, și devine tânăr și la trup curat. Mi-am propus să locuiesc într-o sculptură, să pot să creez, să fiu înconjurat de o sculptură. Fiind într-o sculptură, eu însumi devin un element al său.
Tu auzi un om care țipă? Țipă în muzeon. Ori poate în adânc, în noi înșine, țipă, țipă. Nimeni nu-l aude. Toți parcă sunt prea grăbiți să se ducă. Unde? Să facă ce? Nu au nicio clipă a lor, măcar furată. Tu nu auzi țipătul? Nu. Văd doar o himeră. Dansează. Tu nu auzi un om care țipă? Nu. Văd doar himerele care dansează. Nu auzi un om care țipă? Nu. Văd o himeră care dansează și cineva cântă. Tu nu auzi un om care țipă? Nu. Cineva cântă. Cine cântă? Totul cântă.